Fraților, siliți-vă cu atât mai mult să faceți semeinice și chemarea și alegerea voastră, de vreme ce, făcând acestea, nu veți greși. Că așa vi se va da cu bogăție intrarea în veșnică împărăție a Domnului nostru și Mântuitorului Iisus Hristos. Drept aceea vă voi aminti pururea de acestea, cu toate că le știți și sunteți întăriți într-o adevărul în care stați, s-o puteți, dar că este drept, câtă vreme sunt în acest corp să vă țin trești prin aducerea aminte, fiindcă știu că de grabă vă lepăda corpul acesta, precum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Dar mă voi silica și după plecarea mea să vă amintiți necontenit de acestea, pentru că noi v-am adus la cunoștință puterea Domnului nostru, Iisus Hristos. Și venirea Lui luându-ne după basme meșteșugite, ci fiindcă am văzut slava Lui cu ochii noștri, căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când din înălțimea slavei un glas ca acesta a venit către El. Acesta este Fiul meu cel iubit, într-un care am binevoit. Și acest glas noi l-am auzit pogorându-se din cer, pe când eram cu Domnul în muntele cel sfânt și aveam cuvântul prorocesc mai întărit, la care bine face slând aminte, ca la o făclie ce strălucește în loc întunecos, până când va străluci ziua și luceafărul va răsări, în inimile voastre.